Bucătarii au pregătit pentru invitați peste 150 de kg de carne de cal. Ghiudemul și cazâul sunt două preparate tătărești făcute după rețete speciale. Este ghiudem după turci, dar noi tătarii spunem sujuc. Așa este și se face din carne de cal, gras, odihnit, ocazional, numai pe timpul iernii, pentru consumul nostru, neamur. Se face repede, cam cât timp? Durează cel puțin 3 zile. 3 zile că se face, se toacă, se pune la macerat, îl lasă la, până și ia toate codimentele, se pune usturoi, se pune sare, se pune piper, cimbru și cam atât. Mai e ceva, dar la secret. Da. Ce gust are? Gust de carne, e bun. Foarte bun, e ceva deosebit. E condimentat, cred că are puțin usturoi, puțin cimbru. E ceva deosebit, nu știu, nu pot să vă explic. Curcubeu în cerguri. E nemaipomenit. Da, e un gust cu care nu vă puteți întâlni. Nu există ceva atât de special ca cazâlâc cu acesta. Festivalul Ghiudemului și Cazâului a fost organizat în premieră de UTTTMR. A fi mai mult de socializare, în același timp tuturor celor prezenți să vă da posibilitatea să guste dintr-un ghiudem tradițional făcut tot cu cal, pentru că suntem în zona aceasta aici, cu carne de cal și cu acest cazâl. De asemenea, vor fi câteva formații de muzică. Cum am spus la început, foarte multă socializare. Avem o comunitate de aproape 500 de tătari, dar să știți că sunt foarte uniți și asta înseamnă că sunt foarte puternici. Deci pentru noi sunt foarte importanți și îi respect. Reprezentanții UDTMR și-au propus ca festivalul culinar de la Cogălnicianu să devină o tradiție, iar astfel obiceiurile lor să fie transmise din generație în generație. Da, bășa, 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 b